Wow! Bună! Wow, wow! Wow, ce e asta? Wow, ce animație grozavă care merge puțin în lag, habar n-am de ce merge în lag. Wow, e un alt joc în afară de... Mihai, pune-ți telefonul ăla pe mut! Asta am făcut. Nu știu ce merge pe lag animația asta, dar știi pe tipul pe care a făcut-o? Nu. Tyson Hess? Nu. Știi comicurile Nipples the Enchilada? Nu, dar acum vreau să văd. Nu, dăm telefonul tău, să-ți arăt. Și toată lumea o să vadă pe ecran, pentru că okay. O să editez. Deci, observ cât de frumoasă e animația asta și... Da, da. O să fie cumva cât Nipples pe Enchilada. Vrei să ne omoare YouTube pentru că arătăm Nipples. Ok. Da. Ok, tipul care a făcut animația asta frumoasă a făcut chestia asta. Oh, great! Oh, wow! Jeez, you're kind of a bitch. You took my emeralds? Bullshit! Oh, Jesus, I don't have your stuff, man. Don't help me. Oh, my mistake. Allow me to introduce myself. I'm Nipples the Enchilada. I can break through stone with my rock-hard fist nipples. Boy... It's kind of chilly today, huh? Stai și o să-ți mai arăt. O să-ți mai arăt una. E pe aici pe undeva. E pe DeviantArt-ul lui. Hang on, toată lumea. O să mă joc eu cât timp începe găsește Andrei. Ok, pe asta. Și o să găsesc până atunci. Să alegi să joci doar cu Sonic. Ca să nu te comandeze Tails. Poți să joci cum joci cu altceva? Dă-i în jos, așa, doar Sonic. Ok. Doar Sonic? Da, eu până atunci mai caut. Da, dar stai puțin, dacă e și Tails acolo, unde dispare? Nu mai joci cu el, asta e tot ce se întâmplă. Da, nu, mă gândeam că gen din animația aia credeam că pur și simplu explodează avionul și dispare de acolo sau ceva. Nu. Hei Mihai. Da. Vrei să o ce? Zawardock. Zawardock, man. Zawardock. Ok. Is that a JoJo? Da. Am hotărât cu Mihai că el o să joace un act și eu o să joc un act. Și deci el mereu o să joace actul 1, eu o să joc actul 2. Și o să joc eu special stage-urile ca să luăm good ending, pentru că Mihai probabil o să facă un fuck-up. Deci, acum cât timp mai caut arta lui Tyson Hess, Mihai o să facă un fail în joc. Mihai, te rog, găsește special stage-ul. Dacă îmi spui unde e special, l-ai găsit prima dată și anunță-mă când... Stai, special stage-ul, nu era la final? Nu, ăla nu e final, sunt ascunse în nivele. What? Da. Știi că am dat peste el din greșeală și nu mai știu unde să dau. Aici e ușor de găsit, deci nu o să fie o problemă. Ok. Oricum, dacă nu le luăm până la finalul jocului, o să le găsesc eu off-screen și o să avem good ending. O să te asiguri tu că le găsim? Da. Wow, îmi amintesc de când jucam Sonic și eram la fel de bun la orice platformă. Ba, chiar eram puțin mai bun atunci, pentru că era doar... Eu nici nu sunt atent la ce faci în clipa asta, deci nu știu cât de nașpa ești. Am găsit ce căutam. Așa. Ok, pune-i pauză. Wow. Well, damn it! How am I gonna cross this thing? Maybe I can be of assistance. The hell are you? It's arms. A magical kitsune, Sonic's new best buddy. Kitsune in Japanese for two armed fox. Even though I was born with these two freakish arms, I learned how to fly with them, and now I can help you cross. Grab on tight. Și mai sunt chestii de genul pe contul lui Tyson. Poți să pui link-ul lui Tyson în descriere ca să-l găsesc mai ușor, să mă uit la restul chestii. Da. Ok. Am întors. Wow. Și am fost aici tot timpul și a fost comicul pe ecran. Da. Dar da, Tyson Hess e un artist grozav. E un geniu. Stai.
stai de să înțeleg că sunt pierdut. Pe lângă asta, ok. Efectiv. Sare, du-te în sus, puteai să faci un... Fă un spin dash. Ok. Vezi, sunt marcate. Și cred că o să te descurci mai bine la Sonic decât la alte jocuri. Am încredere. Pentru că... E pentru aici cât timp ai un inel... Trăiești, da. Și ai ratat special stage-ul. Stai, nu l-am ratat. L-am ratat. Ce să-ți fac? Da, ți-am zis că nu știu unde e. Mihai contra primul boss. De ce ai făcut asta? Oh, trebuie să-l lovesc pe ăla gri. Da, what? Cream că trebuie să-l lovesc pe ăla roșu. Ambele au 3 vieți, mi se pare. Oh. Mereu să prinzi un inel, măcar. Da. Ok, wow. Vezi că acum e la singur și... Too close for comfort. Prinde la final. Așa. Și încă o lovitură. Wow. I'm about to do it. Aveai puțin invincibilitate, window de invincibilitate, dar mă rog. Vezi că o să cadă un signpost și poți să faci... Să jonglezi cu el? Da, mă rog. Da, știu că pot să fac asta, dar m-am reușit. E rândul meu! Wow, o să facem chestii. Dar chiar nu știu cum am dat atunci de primul stage. Fuck, mă uitam la timer și nu eram atent la ce fac. Ar trebui să... Ok, pot să pun timerul în mijloc, eventual. Nu, pentru că telefonul meu l-a încărcat. E destul de încărcat. Fuck it. Îmi place Game Daddy's Behind the Scene. Behind the screen, dar nu știu cum să-i zic. Nici măcar nu sunt blupere sau ceva, e doar... Da, e totul live. Hei, Mihai, cum e microfonul ăla? Poți să te stai puțin? De fapt, nu cred că știe cineva, dar asta e prima dată când înregistrăm amândoi unul lângă celălalt și nu prin Discord, cum facem de obicei. Oh, da, cumpărați, luați-vă Discord, e cel mai bun site de... Te rog, Mihai. Da. Discord-ul e cel mai bun, comparativ cu Skype-ul și altfel. Adică... Știu că nu ne plătesc, dar... Erdino să ne dea unsubscribe, te rog. Din cauza ta. Dar stai, el nu se uită ironic la noi? Nu. Wow. Erdin e tipul ăla, credeam că e villain-ul, dar el era The Hero All Along. Astea sunt nivelele speciale din... sunt nivelele pe care pot să le fac eu. Nu, ce vreau să zic e... Așa arătau nivelele din Sonic 3 în care luai smaraldele. Oh, serios? Da. Și... Acum sunt doar aici ca să iei medalii. Hei, vrei să auzi o glumă pe care sigur n-a mai făcut-o nimeni în legătură cu nivelele astea? Sonic Balls? Ai ruinat tot. Hei. Hei. Blue Balls? Totul e o durere. Ce se întâmplă dacă lovești steluța? Andy? Faci un boing și te duce în spate. Boingo, boingo? Uite. Oh. Nu pot spune numele ăsta, e copyrighted, o să luăm strike din cauza ta. Oh, fuck. Fun fact, ne-am luat strike pe intro-ul nostru pentru că am folosit muzică din Ren & Stimpy. De fapt... Nu ne-am luat strike, dacă nu mai avem voie să punem bani pe ei. Ah, da. Și în plus, și așa, noi facem asta non-profit până când facem 10 minute. Ah, fuck! Fucking great. Ok, era un inel de nivel special pe aici. Da, acolo. Uite acolo. Wow! Andy, zici că ai mai jucat jocul ăsta. Nu, nu, doar nu crezi că ții minte nivelele speciale. Da, inelele mari te duc în nivele speciale. Ah, ok. Cum ai înțeles? Da.
Cred că la sfârșitul nivelului când testam jocul. Da, chiar credeam asta. Ce face ăla? Inele. Observi, nu? Mingile albastre. The blue balls îți dau viteză. Da, asta am observat. Și inelele îți dau timp. Nu! Oh, chiar nu... inelele, faza cu inelele nu știam. Stai, și dacă intri în special stage cu două inele? Cum să intri în special? Nu. Când intri în special stage îți dau un număr... Fix. Da, de... Ok. Și chestia la asta e că mincile albastre se răspunează, dar inelele nu. Deci dacă ești foarte prost, nu poți lua în continuu inele și până la urmă... Sună cunoscut. Ce? Sună cunoscut, gen prima oară când am încercat chestia asta. Am fost atât de prost încât n-am reușit să termin special stage. În episodul următor...